oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate, suntem din nou împreună, pentru că din nou se întâmplă acum. Mă uitam, avem imagini de la Strasburg, în hemiciclul Parlamentului European, acolo unde astăzi România a fost miezul. România a fost în mijlocul evenimentelor. S-a votat și o rezoluție împotriva României, de fapt nu împotriva României, niște recomandări adresate guvernului de la București. O să vedeți în esență cam despre ce e vorba, ce vrea Europa de la noi. S-a băgat și treaba cu MCV-ul, celebru MCV, mecanismul ăla de cooperare și verificare care de 11 ani e ca sabia deasupra capului. E frumos, e bine să fii țară membră UE și să te cheme România, să fii ultima găină din CAP-ul numit Uniunea Europeană, să fii mai prost plasată ca Bulgaria, Bulgaria să aibă termen de ridicare a MCV-ului, noi nu, și pe urmă să fii și printre cele mai puțin eurosceptice țări, adică să fii cel mai puțin împotriva Europei. Eu stau și mă întreb și vă întreb, o să deschidem telefoanele din prima, o să avem și doi invitați cu care să discutăm. Ce face Europa, ce face Europa cu noi astăzi? Ne împinge în afară, ne cheamă înăuntru, ne tratează ca pe niște membri cu drepturi de pline, ne ține în șuturi, ne învață cum să votăm în Parlamentul de la București sau ne învață regulile jocului pe care noi ca proști atunci când am intrat în UE nu le-am înțeles. Pentru că eu sunt convins că românii, 93%, am dat eu un procent de la mine care nu e, e plus minus 3%, 93% dintre români n-au înțeles nimic acum 11 ani, odată cu intrarea în UE. N-au înțeles românașii noștri că regulile nu le mai face Bucureștiul. Regulile le face și anume Bruxelles-ul sau le face Strasburg sau le fac oricum europenii, nu noi. S-a chemat cedare de suveranitate. Foarte mișto sună. Numai că noi, prostimea, majoritatea dintre noi n-am înțeles exact ce înseamnă. Cedarea de suveranitate pe care ne-am asumat-o, bine, nu ne-a întrebat nimeni și nu ne-a explicat nimeni. Cedarea de suveranitate înseamnă asta. Să vină europenii să spună, băi, așa faci. Că dacă nu, dracii te mănâncă. Invitat deocamdată în platou, al doilea-i pe drum, se numește Coarnă, în platou este Sorin Dragne. Salut, Sorin, bine ai venit! Bine, am găsit. Avem în stânga ecranului, sus în stânga, imagini în direct de la echipa pe care o avem la Cotroceni, departamentul de știri B1 TV, are o echipă la Cotroceni, Sala Unirii, a venit, e Iohannis în imagine sau văd eu aiurea? E departe, bagă-mi și mie aici pe Iohannis, să-l văd în plasmă, că mi-e drag rău. Președintele României îl decorează pe arhiepiscopul romano-catolic Ioan Robu, să-i dea Dumnezeu sănătate. S-a cântat imnul, ați văzut imagini cu mâna pe inimă, președintele nostru, și probabil că în scurt timp președintele României va face această, va oficia această ceremonie de decorare a celui mai important personaj pe care Biserica Catolică îl are în România, arhiepiscopul Ioan Robu. Repet, pe voi nu v-a întrebat nimeni. Pe cei de... mă, că a venit și domnul Coarnă, ceas că nu avem emisiune. Iete că a venit și Mitică Coarnă, care în trafic se îmbârligă mai... Parcă n-ar fi miliția, pardon, polițist, parcă ar fi cine știe. Da, uitați-l pe președinte, bagă pe tot ecranul să vadă lumea că e un moment foarte important. Bagă pe tot ecranul acum. Asta e, frate. Imagini frumoase, președintele României, Klaus Werner Iohannis, îl decorează pe arhiepiscopul Bisericii Catolice din România, domnul Ioan Robu, și asta înseamnă încă o dată ce model este România de trai în bună înțelegere, indiferent de confesiune, indiferent de originea etnică, indiferent de culoarea pielii, indiferent de orice, suntem un model. Și asta o spun în ziua în care Europa ne-a biciuit ca pe caii aia care nu pot duce 2 tone de lemne doar pentru că nătărăul a pus prea multe lemne în căruță. Știți, la țară sunt mulți proști, mulți nătărăi care pun lemne pe căruță până se face un morman uriaș și calul săracul nu mai poate. Sunt puțin. Cum? Sunt puțin. O, Doamne, o, Doamne, câți am văzut eu, Mitică. Păi ați văzut, dar nu înseamnă că sunt mulți. Sunt mulți, Doamne. Sunt câțiva. Doamne, câțiva. Așa arată România, după părerea mea, astăzi, încărcată cu lemne până la refuz, dă cu biciu lumea în noi și calul nu mai poate duce. Eu te întreb cu tine, că văd că te-ai băgat repede în vorbă, Mitică. Păi ce vin au 20 de milioane de români? Așa. Ca să vadă imaginea din spatele tău și al lui Sorin,
hemiciclu de la Strasburg, unde ne-am luat-o de nedoare capul. Sunt lucruri de protocol asta și nu trebuie să le contestăm până la urmă. Dar nu le contestă nimeni, eu te întreb. Nu, asta e problema de fond. Ba da, mă, e o problemă de fond. Nu, domnul Barb, sunteți un jurnalist cu experiență ca să credeți că asta e problema de fond a României, o decorație a unui... Nu. A, nu decorația, nu. De ce? În spatele tău sunt imagini de la... Ești neatent. Imagini de la Strasburg, din hemiciclu, unde astăzi ne-am luat-o de ne-a durut cotul, ca să nu zic capul. Păi ne-am luat-o, probabil că ne-am și dorit-o unii dintre noi, nu știu, acolo am înțeles că unii ar fi votat altfel decât ar fi trebuit, nu știu, adică eu niciodată n-aș putea să votez împotriva propriului popor. Trebuie să analizăm lucrurile într-un context, indiferent de contradicția politică din țară. Foarte corect ce spui. Indiferent de Dragnea, de... Au fost români care au votat împotriva României. Nu trebuie să mă raportez la nimeni, mă raportez la interesul meu, al poporului român, și nu votez împotriva interesului poporului meu, care m-a trimis acolo. E o altă discuție. De aici aș pleca. Asta e logica mea. În rațiunea asta funcționez eu. De aici încolo putem desena politic, dacă vreți. Sigur că acolo toată lumea e ancorată politic, pe anumite interese, altele decât cele de multe ori naționale, și iese ce iese. Rezultă ce rezultă. Eu aici... te întreb așa, Mitică, și apoi domnul profesor și lider de sindicat și prieten al Ministerului. O să avem o discuție la domnul profesor, că domnul Pialu e supărat că de ce le-a oprit cotizația pe statul de plată la profesor, a văzut la preuniversitate. Lasă, dacă doamne, iartă-mă, că acum hai să discutăm un pic de statutul nostru de țară, da, membră UE, și noi de cetățenii ai marelui continent. Băi, Mitică, ce trebuie să înțeleagă românii? Cine a fost sancționat azi în Europa? Poporul român, aleșii poporului român, România ca țară. Opriți-vă la aleși, la câțiva aleși. Știi ce se întâmplă? Câțiva aleși de-ai noștri, din fruntea acestui stat, de regulă, nu știu cine îi duce acolo, dar sunt doar persoane șantajabile care au probleme de natură penală. Ori acești oameni n-au înțeles că în momentul în care au probleme de natură penală, sunt vulnerabili. Ei încearcă să scape de, știu eu, aceste vulnerabilități, băgând în față poporul român. Bun simț și teoria așa elementar îmi spune mie că în momentul în care e o problemă de genul ăsta, nu vulnerabilizezi toată țara. Pleci tu de acolo. Pleacă tu să vină unul credibil. Păi te întreb așa, Sorine, noi acum, ca popor, nu aleșii noștri de care a vorbit Mitică, noi ca popor, noi, 18-19 milioane câți mai suntem pe aici în țară, devenim, după ce s-a întâmplat azi, mai apropiați și mai iubitori de Europa? Sau ne strângem așa un pic ca ariciu și zicem, bă, stai mă un pic că ăștia ne-au făcut și europeni, ne-au luat și aia, ne-au făcut și aia, acum ne dau de nesar plombele, cum e? Nu, cred că românii rămân la fel de indiferenți. Și noi ne... pot să folosesc un termen de la mine din Giulești. Ne ofticăm de discuțiile astea și la o mică discuție în jurul unui pahar de apă plată sau o bere dacă avem bani de aia. Pentru că acolo când ai vorbit de poporul român că trăiește împreună, fără nicio problemă, indiferent de culoarea pielii, de religie, de orientare sexuală, dar atenție, trăiește total diferit în funcție de teșcherea, de grosul de la chimir, acum de la portofel sau de contul bancar. Asta e o mare diferență și nu cred că mai sunt multe state europene în care diferența între maximum și minimum este atât de mare cum este în România. Pe român nu i-a întrebat nimeni. Și au încercat... Să dai și cartonul. Da, avem reprezentanți. I-am trimis acolo acei oameni ca să le reprezintă. Nu, dai, acum dai după Iohannis. Am înțeles, bine. Votului, vă rog, faceți-o dumneavoastră. Fă-o tu, Tudor, te rog frumos. MCV. Hai să traducem pentru toți românii. Ce înseamnă mecanism de cooperare și verificare după părerea mea. O verifică pe tanti Maria de la bunica mea de la țară? Nu. Nicio. O verifică pe Dăncilă, pe Dragnea, pe Tăricianu. Deci nu are nicio legătură. Dacă ăștia au luat niet, da, astăzi, da, de la Strasburg, au luat-o ei. N-ai luat-o nici nu, tu. Nu, luat-o nici tu. Nu, ce nu înțelegi, nu, tu? Nu. Ce nu vrei tu să pe spui fond, adevărul? În final așa că este. În momentul în care te numă, niște oameni buni, ce vrea să vă spună Sorin, dar sunt mai elegant decât mine, eu sunt mai puțin elegant. Nu vă simțiți vinovați, popor român, pentru conducătorii care aveți. Îmi cer scuze că intervin. Treziți-vă și votați cum trebuie. Nu oricum. Bravo! Treziți-vă, bravo, votați cum trebuie, bravo, când trebuie, de câte ori trebuie, la fel ieșiți în stradă de câte ori trebuie, că nu ne mai convine. Fiți atenți, puneți-vă popor român, ce vă spune Sorin. Dă pe general un pic. Oamenii ăștia de aici din sală, din spate, ăștia toți, vedeți? Uitați-vă puțin aici. Ăștia toți, domnul cameraman, vă deranjez o secundă, poate dați un cadou aici la video-ul. Toți ăștia oameni buni sunt aleșii Europei pe care... nemții, italienii, spanioli, noi românii, la europarlamentare la vară, pe ăștia îi alegem noi. Când facem Parlamentul României, adică în 2016 l-am făcut sau în 2020, Sorin vă spune așa, domne, v-ați delegat parlamentarilor români, ăștia 400 ceva cât sunt acum senatori și deputați, v-ați delegat viața voastră, nivelul de trai, libertăți, bani pentru armată, bani pentru poliție, bani pentru... Decizia. Tot ați delegat lor. Astăzi, de exemplu, doamna Cati Andronescu redevine ministrul învățământului. Voi, prin vot în 2016, ați făcut ca doamna Cati Andronescu să fie astăzi ministrul învățământului. Cum? Dând mandate PSD-ului. Ăștia de aici sunt aleșii noștri care la vară vor fi schimbați de noi prin vot.
atenție ce vă spun, votul vostru înseamnă decizia lor. Noi ne-am luat-o azi, nu cum spune Sorin, nu cum spune Sorin, ascultați-mă un pic. Noi ne-am luat-o la Strasburg. Parlamentare la... Mitică, okay. Eu știu că Sorin vrea să spună aleșii noștri, Dragnea, Tăricianu, Iohannis, ăsta cu, cum o cheamă, Dăncilă, și-au luat azi un vot de blam de la Europa. Nu, ne-am luat noi. Știți ce se întâmplă? Nu noi. E, nu. Domnul Barbu, haideți să luăm logic. Haideți să privim și stânga și dreapta să vedem alternative. Peste tot. Mă, câți bani are familia ta și câți bani are familia lui Dăncilă? Iar răspunem la întrebarea asta. Ascultați-mă, lăsați-mă să vă spun până la capăt relațiunea mea. Dar peste tot avem Dragnea la toate vârfurile poliției, avem Dragnea, cu mici excepții, avem Dragnea, Dăncilă, Carmen Dan. Adică niște semidocți, niște semiagramați care vă doriți... Te rog frumos să vorbești frumos, că nu e adevărat, sunt oameni cu facultate, cu studii, toți vin din Alexandria, foarte frumos au vin. Diplome făcute pe stradă grădinării facultate. Haide, domne, termină-te cu prostii. Păi, ia întrebați-o pe Carmen Dan să vă spună un coleg de facultate. Poate să vă spune? Nu, nu, dar întrebați-o. Nu știu, acum nu discutăm de Carmen Dan, domnule. Păi am dat, păi, dacă m-ați provocat. Eu zic și eu, dar eu v-am întrebat, Sorin a spus că noi nu ne-am luat-o azi ca popor, 19 milioane de români, nu suferim și că nu ne vizează pe noi votul de acolo. Bă, da, eu zic că da. Atâta timp că majoritatea partidelor politice la vârf sunt organizații de tip criminal, sigur că indiferent ce votăm, rămâne la fel. Ce ați auzit? Păi, CNA-ul, vă rog frumos să ștergeți de pe registrare ce a spus, eu nu sunt de acord. Ce a spus invitatul meu în emisiune. Unul de la PNL care e membru, cum îl cheamă, domnul, cum îl cheamă, ziceți că de la el citesc și eu. Domnul Cataram a spus. Mai demult. Da. Așa. Păi domnul Cataram, eu citesc din Cataram. Deci așa, acolo... da, dacă a citat din Viorel Cataram, da, dar ați precizat sursa. Am precizat și sursa, da. Zisul. Dar de acord cu teoria. Vreau să fac o completare. Votul de astăzi nu privește pe cetățeanul român, dar are repercusiune directă pe cetățeanul României dacă el stă în cizme și doarme așa cum a stat secole. Pentru că dacă această emisiune ar fi avut loc acum 250 de ani, în loc de Strasburg am fi avut Stambul. Deciziile în ceea cu privire la România se luau pe acolo. Și nu mai aveam o masă din ăsta aleși de popor, de popoarele europene. Am fi avut sultanul care se ducea și spunea, taie gâtul. Ăluia, de unde? De la București. Păi și ăluia de la Iași. Nu, ba da și ăluia, că m-a supărat și ăla. Și noi aveam, boierii se duceau și ne păreau acolo. Acum avem români care votează împotriva României, am avut români valahi acum, și moldoveni care votau împotriva românilor. Am scrivat sultanul că europarlamentar și spune, tăie gâtul poporului român sau cum? Păi nu, și înainte nu le tăia gâtul conducătorilor și conducătorii tăiau mai departe. Nu, Mitică, ești nedrept. Ești nedrept. Da, diferența între ce spune Sorin, între sultan. Este regulă, am schimbat stăpânii. Și europarlament, nu. Europa asta cu Bruxelles și cu Strasburgul, e aia la care ne-am dus noi în genunchi. Nu în genunchi. Ba da, ba da. Mai jos decât echipa, echipa lui Năstase. Da. Da, cu Danica, cu ăia din 2000-2001-2002, care pregăteau aderarea, negociau. Ajungeți la Cataramă cu organizațiile criminale. Bă, tu n-au ce spun. Închideau capitol după capitol, jaiu, agricultura, alea, alea. Da, da, cum? Bă, în genunchi. Cum? În genunchi? Cum? În genunchi pentru noi, în picioare pentru ei. Da, întrebare. Stați un pic așa. A venit Europa peste tine să te ia cu japca? Dumnezeule, noi am pus țara la dispoziție. Noi. Stai un pic să nu cred că suntem acum împotriva Europei. Europa e o construcție mișto, foarte bună. Trebuie să negociem bine. Bă, da, ei au negociat prost pentru noi, bine pentru ei. Vorbim despre comisioane din contractele de sute de milioane. Sorin a spus că azi nu și-a luat-o poporul, și-a luat-o aleșii lui. Părerea ta care e? Părerea mea la indirectă ne-am luat-o cu toții, dar eu cred că aleșii ar trebui să gândească de trei ori. Și dacă nu o fac, ce facem? Păi dacă nu o fac, probabil că noi vom plăti facturi, probabil, sigur, noi plătim facturile. Pentru că acești aleși guvernează pe banii noștri. Adică ei nu veni cu bani de la Telorman, din contră, la Telorman sau pe unde au funcționat. Dă puțin cartonul ăla ca să vadă lumea ce vrea Europa de la noi, te rog eu, Teddy. Noi plătim factura, e logic să fie așa. Și dacă se pregătește, îl oprim. Poate să pregătește, știi că e mai lent, domnul Iohannis, poate să pregătește vreo jumătate de oră și nu apucăm să facem nimic. Poate că tot ne pregătim să vorbească cu președintele. Poate de la 7 să terminești la emisiune. Sensul celor spuse de mine vreau să fie foarte bine. Dă cartonul ăla, te rog, și când vorbește președintele, mergem la președintele. Aici vorbește mai lent un pic, mai pe seară încolo, zi. Votul de astăzi de la Strasburg nu este împotriva cetățenilor României, dar ne arată nouă cetățenilor României că am votat prost. Nu o dată, că rezultatele pe care le-am avut, le-am avut prost. Că nu sunt, n-am îndeplinit condițiile. Să știți că, uite, impuse de cei. Domnule, și-au făcut-o bulgarii. Nu poate să spună cineva să ne jelim iarăși 100 de ani dacă că Europa are ceva cu noi. Cu bulgarii, de ce Dumnezeu dacă n-au? Privim acum pe scena politică internă, mâine, dacă vor fi alegeri dumneavoastră, aveți un reper clar cu cine votați? Întrebă. Categoric nu. Eu încep să am câteva repere. Eu nu răspund la provocări. Nu răspund la provocări. Da, vedeți că nu este la mine, eu nu să răspund la asta în emisiunea mea, să mi se vine aia cu cheia de 16 și mi-au venit după casă. Nu, atenție, doar am ridicat-o ca temă. Dacă mâine vor fi alegeri,
noi putem spontan să dăm un răspuns? Astăzi, nu. Acum... Dacă mâine vedem... sunt alegeri, da. Îți spune fratele tău rezultatul de acum. Nu 40, 38% PSD, nu. Ia și scrie. Nu, de rezultatul nu mai e nevoie de alegeri, mă trece pe la B. Unul mă întreabă pe mine, le dau rezultatele și am scăpat de bani. Și de alergătură și de amenințări și de tot. Domnul Dragnea e un tip inteligent pe care l-a apreciez. Am vrut să aflu de la dumneavoastră, domnul Dragnea. Am auzit Dragnea și m-a luat inima, m-a înțepat pericat. Dragnea... Așa mă zic. Zi, bă, Sorin, simplu că... Este inteligent cu bugetul public, atât de mult l-a strâns încât a rămas subțire, acolo s-a îngroșat la el. Că domnul Dragnea e inteligent, repet, am zis că ți-a luat Dumnezeu puțin le minți. Dragnea. Așa, da. Fără a. Bravo. Cu suspendare. Bravo. Al meu cu suspendare. Apropo de Dragnea. De Dragnea Liviu Nicolae. Bă, mă bucur că a scăpat de amintică de Prânaie. Apropo de Dragnea, mă bucur că a scăpat Mitică Dragomir de Prânaia, jur că mă bucur. Eu nu știu pe Nea Mitică de 30 de ani, să-i dea Dumnezeu sănătate. Am înțeles că și Traian Băsescu a făcut același lucru, îmi spuneau colegii, eu n-am pagină de Facebook, dar am înțeles că s-a bucurat și fostul președinte. Brenea Traian, să-ți dea Dumnezeu sănătate, sunt în asentimentul matale. Bine că a scăpat Nea Mitică, pentru că Nea Mitică, bun, rău, așa cum e, când a fost el milițian, dar să spunem că a fost un milițian care a iubit fotbalul, care cu echipa miliției a făcut carieră. Victoria București. Cu Victoria București, bravo. Da, dar știți care e problema de fond aici? A? Sincer, justiția are o mare problemă. De la 7 ani la achitare... Băi, vreau să spun că mi s-a făcut rău. De la 7 ani cu executare la achitare e o problemă cât casa am avut, justiția. Am o colegă care a vrut să... Nu uiți, bă, că a vrut să plece din țară. Azi mi-a zis eu pe din țară. Domnul, când trăiesc de la o instanță, la una superioară... 7 ani și-a luat în prima instanță și achitare. Păi înseamnă că noi avem niște... Ce judecate e? Nu știu, întrebați... Despre ce a fost votul la Strasbourg? Care sunt recomandările? Pe justiție, mă. De MCV vorbim, nu? Despre ce vorbim? Când de la 7 ani cu executare vii la achitare, Dumnezeule mare. Știți, dacă vine un copilaj de 3 ani și spune, domne, nu pot avea amândoi dreptate. Unul a greșit. Bă, deci, bravo, oamenii bravo, au terminat aceeași facultate. Repeți, mai să atenție mare. Au judecat același dosar cu aceleași probe. Atenție mare. Eu nu știu dosarul, dar ambele instanțe... Vorbește Ludovic Orban la Parlament. Să mergem la Parlament. La care Parlament? La Parlamentul nostru. Ia dă-i. A recomandărilor formulate de Parlamentul European, de Comisia Europeană, riscăm ca România să sufere de pe urma golăniei politice a celor care întâmplător se află astăzi la putere în România. Riscăm de asemenea ca fiecare cetățean român să sufere de pe urma lipsei totale de rațiune a celor care ne guvernează astăzi. Domnule Orban, este momentul să fie depusă moțiune de cenzură? Vom depune moțiune de cenzură, moțiunea de cenzură e și mai aproape. Vom intensifica negocierile astfel încât să mărim șansele de adoptarea unei moțiuni de cenzură. După demisia ministrului Afacerilor Europene, nu că ar fi fost pregătit acest guvern pentru a prelua președinția Consiliului Uniunii Europene. După raportul MCV, după rezoluția din Parlamentul European, devine din ce în ce mai evident că acest guvern nu are capacitatea de a exercita în condiții optime, în beneficiul României, președinția Consiliului Uniunii Europene și că este absolut necesară o schimbare de guvern. Când preconizați că ar trebui să fie depusă această moțiune de cenzură, având în vedere că mai este o lună și jumătate până când preluăm președinția Uniunii Europene? O vom depune în momentul cel mai potrivit. Domnule Orban, Cerbani... Aș vrea să fac câteva observații legate de cele două evenimente de astăzi, și anume votarea rezoluției din Parlamentul European și prezentarea raportului MCV. Aceste două chestiuni reprezintă, într-adevăr, două note foarte, foarte proaste pentru actuala guvernare Dragnea Dăncilă. Această guvernare pe care o consider un accident al democrației românești. Și în rezoluția Parlamentului European și în raportul MCV apar cam aceleași lucruri. Românii, majoritatea românilor,
și eu și mulți alții dorim să fim europeni, să construim o democrație solidă, transparentă pentru români. Din nefericire, acest accident al democrației, care este guvernarea Dragnea Dăncilă, are cu totul alte idei și încearcă să tragă țara înapoi. Aceste multiple schimbări și intenții de schimbări la legile justiției, la coduri penale, au atras atenția în modul cel mai negativ. Aceste lucruri ne aduc de servicii majore. Și trebuie să observăm că, de exemplu, Dragnea, ca să folosesc așa o expresie mai din Caragiale, și dă-i și luptă, și dă-i și luptă, și cară valize, și vorbește între uși, în fața ușii, în spatele ușii, se luptă. Partea proastă este că se luptă cu România în loc să se lupte pentru România. Despre doamna prim-ministru n-aș spune că se luptă, ca să parafrazez o vorbă din bătrân, țara arde și doamna prim-ministru se ascunde în Arabia. Este îngrijorător, foarte îngrijorător, și aceste lucruri astăzi trebuie să ne dea foarte, foarte mult de gândit. Domnule președinte, dumneavoastră ați făcut ceva pentru a opri acea rezoluție, pentru a îndulci tonul MCV-ului? Ca președinte, ați întreprins vreo acțiune? O fi posibil să nu observați că am fost în Parlamentul European sau în comisie? Cred că m-ați observat. În afară de acești republici. Vă rog, alte întrebări. Ce consecințe credeți că vor avea cele două rapoarte? Pentru că tot vorbim despre aceste rapoarte negative, iar cei de la PSD și ALDE nu dau semne că ar ține cont de ele. Și atunci, care ar fi rezolvarea, soluția, finalul acestei probleme fără sfârșit? Da. Observăm cu toții și cred că observăm cu mare îngrijorare că acești guvernanți se fac că plouă, cum se spune popular. Ei au alte preocupări. Și, într-adevăr, așa este. Singurul obiectiv al acestei guvernări Dragnea Dăncilă este să-l scape pe Dragnea de închisoare și de dosare. Orice altceva pentru ei nu contează. Este clar că dacă acești Dragnea Dăncilă au singurul obiectiv să-l scape pe Dragnea de justiție, nu-i mai interesează nici Europa, nici românii, nici mersul României, și este foarte trist acest lucru. Este clar că aceste două documente trebuie citite cumva ca să înțeleagă toată lumea. Ele, practic, ne spun că România s-a întors acolo unde a fost acum 11 ani înainte de aderare. Ori așa ceva nu ne-am dorit pentru România. Iată un prim rezultat palpabil, vizibil și măsurabil al acestei guvernări Dragnea-Dăncilă. Au șters cu buretele tot efortul și tot rezultatul din cei 11 ani de când am aderat la Uniune și ne-am străduit, cu toții ne-am străduit, fiecare în felul lui, să facem țara mai bună. Iată că acest accident al democrației românești a reușit în timp record să anuleze aceste rezultate. Cât timp ne va lua să ne redresăm, domnule președinte, dacă ne-am întors cu 11 ani în urmă? Nu va fi absolut deloc ușor. Nu va fi ușor deloc. Sper să se trezească din ce în ce mai mulți politicieni din România la realitate, în special, desigur, cei care sunt în Parlament,
să tragă concluziile de rigoare și să acționeze odată. Comisia recomandă explicit suspendarea procedurilor de numire, respectiv revocare de la DNA și Parchetul General. Ce veți face cu propunerile care sunt la dumneavoastră? Propunerea privind-o pe doamna Adina Florea e deja la Cotroceni. Probabil o să ajungă și propunerea privind revocarea domnului Lazăr. Le voi analiza cu mare atenție și în lumina acestor recomandări. Domnule președinte, pentru că ați vorbit de dosare și în ultimul timp au apărut în spațiu public răspunsuri de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia legat de dosarele pe care le-ați avut dumneavoastră, că au fost 9, că au fost 17, că în două ați fost urmărit penal. Câte dosare ați avut, domnule Iohannis? Eu n-am avut niciun dosar. Toate s-au clasat și asta se numește că nu am avut un dosar. Am văzut că acest harnic Dragnea cu valizele lui nici nu este original, așa, între noi fie vorba, el adună articole pe care dumneavoastră și alții le-ați scris pe parcursul acelor cinci campanii electorale în care am fost. Aceste clasări nu s-au făcut fiindcă mă cunosc eu cu Lazăr 1, Lazăr 2 sau altcineva. Nu i-am cunoscut pe acești oameni, nici nu am vreun fel de relație personală. Avem relații instituționale. Aceste dosare toate s-au clasat fiindcă nu există fapte. Eu știu foarte bine ce am făcut și la primărie, și înainte de primărie, și la președinție. Și poate este important și pentru român să știe și de la mine, să afle și din gura mea. Eu nu am comis niciodată o ilegalitate sau o faptă penală, lucru care este la fel de adevărat și pentru soția mea, Carmen. Va merge doamna Iohannis joi la acea audiere unde a fost citată la parchetul general? Nu va merge, fiindcă ne vom afla în vizită de stat în Londra. Cum vedeți propunerea? Da, sigur. Cum vedeți propunerea pe care au făcut-o astăzi socialdemocrații pentru cele două ministere, Ministerul Educației și Ministerul Afacerilor Europene, George Ciamba, respectiv doamna Ecaterina Andronescu? Cum vedeți cele două propuneri? Parcă acum câteva săptămâni se făcea mare tantan cu remanierea guvernamentală. Văd că au lăsat-o mai moale și acum se face o remaniere cu țârâita, cred că ar fi o exprimare potrivită. Adică unul câte unul este convins să plece și e înlocuit cu cineva propus de partid. Se pare că voi primi două propuneri, dintre care una va fi analizată foarte, foarte repede și mă voi strădui să dau un răspuns rapid. Este vorba de ministrul delegat pentru afaceri europene. Totuși ne pregătim pentru a prelua la 1 decembrie președinția Consiliului Uniunii Europene și nu avem un ministru care gestionează aceste afaceri. Nu știu de ce a demisionat ministrul Negrescu, nici nu a dat explicații foarte clare. Cert este că nu avem ministru al afacerilor europene în ajunul președinției. Propunerea care a fost făcută, mi se pare una pe care o voi citi într-o notă pozitivă. Cu domnul Ciamba a mai lucrat, este un bun expert în afaceri europene, am colaborat bine până acum și cred că este foarte important să dau repede o rezoluție pe această propunere ca să ne mișcăm odată. Eu n-am criticat guvernul pentru a-i opri din muncă. Eu am criticat guvernul ca să impulsionez, doar să întoarce cineva din Arabia și pune mâna și lucrează ceva. Măcar acum în ceasul al 12-lea. Cealaltă propunere, dacă bine am reținut, doamna Andronescu va fi propusă pentru învățământ. Vă spun aici, o să dureze un pic mai mult. S-ar putea chiar un pic mult mai mult. Într-un motiv simplu, am fost recent la un eveniment foarte frumos la Politehnică. Poate vă amintiți, 200 de ani de învățământ.
învățământ tehnic românesc, un eveniment la care am participat cu plăcere, am văzut realizări senzaționale la Politehnică și mi-a părut bine că a mers acolo. Neîntrebat, mi-a spus totuși doamna Andronescu că ea în niciun caz nu va merge la minister, că lucrurile nu merg bine și așa mai departe. Aflu acum cu surprindere că este propusă. Va dura un pic până mă lămuresc dacă este dorința domniei sale să meargă sau numai dorința partidului sau dacă se face așa o remaniere cu bucata. O considerați competentă și potrivită pentru acest post? A avut 3 mandate doamna Andronescu, deci o activitate transparentă din care să vă faceți o idee. Da, v-am spus care este momentan stadiul și când va fi altceva o să vă anunț atunci. Cât de mult ar putea dura această analiză? Pentru că joi expiră interimatul Rovanei Plumb la minister. Da, se poate construi un alt interimat până când mă lămuresc. Domnule președinte, ce s-a schimbat totuși în doar 6 zile? Pentru că dumneavoastră tot timpul ați spus că lucrați bine cu guvernul pentru preluarea președinției. Pe 6 noiembrie spuneați că lucrurile merg bine și ieri, înainte ca astăzi să se dea MCV-ul și rezoluția, ați criticat preluarea aceasta. Da, afirmațiile mele pot să vă asigur că nu au influențat nici MCV-ul, nici Parlamentul European, nici măcar acolo nu se lucrează la așa viteză. Însă lucrurile, am spus-o ieri și am spus-o primarilor, fiindcă au fost foarte interesați, lucrurile s-au dereglat grav. Păi dacă acum, când trebuie să se lucreze cu cea mai mare intensitate la pregătirea președinției Consiliului și cel mai ocupat trebuie să fie în mod natural ministrul afacerilor europene, acela pleacă, nici nu înțelegem de ce, dacă omul ar fi spus clar pe față, plec fiindcă nu mai pot sau plec fiindcă nu mai sunt dorit. Am fi înțeles. Așa, este o întreagă nebuloasă, nu știm dacă el a vrut să plece sau a fost plecat, din ce motive, fiindcă motivele, în mod natural, nu țin de culoarea părului sau a ochilor, motivele țin de munca care se depune. Ori el a lucrat pentru această președinție și atunci este clar că aici apar niște semne de întrebare. Și este clar că lucrurile nu funcționează. Poate acum, dacă vine altcineva, lucrurile reintră pe un făgaș mai bun, ca să zic așa. Premierul ce-i transmiteți, domnule președinte, și vă cere să renunțați la declarațiile politice în această perioadă, tocmai pentru a putea colabora pentru această preluare a președinției. Acum știți, dacă doamna prim-ministru din când în când vine din Arabia, în București, și spune așa lucruri... Haideți să facem să fie bine ca să fie bine. Asta nu înlocuiește niciun fel bună guvernare. Ar trebui să se străduiască mult, mai mult pentru a rezolva problemele României. Vă mulțumesc! Ne-am întors în direct, nici nu știu cu ce să încep. După declarația domnului președinte Iohannis, nu mai știu cu ce să încep. Ne-a anunțat un lucru. Putem să începem cu altceva. Putem să începem, nu, imediat. Ne-a anunțat două lucruri pe care aș vrea să le comenteze invitații mei și să fiți și voi foarte atenți acasă. Doamna Carmen Iohannis, soția președintelui, prima doamnă a țării, a fost chemată la parchet, la DNA, joi. Nu la DNA, la parchetul general. La parchet, pardon, la parchetul general. A fost chemată la parchetul general joi, când se află în vizită oficială de stat ca soția președintelui la Londra. Cât de mișto e țara asta. Așa, e o bătaie de joc. Și al doilea, revine domnul președinte, reiterează, reafirmă faptul că Dăncilă, guvernul Dăncilă, citez, este un accident în democrația României. Comentați, vă rog frumos. Păi nu, nu tot guvernul Dăncilă e un accident. Eu cred că doamna prim-ministru ar fi un accident, în opinia mea. Ăla e guvernul, domne. În guvernul ăla mai sunt câțiva oameni, știu, păi, care... Nu te mai așa, cine a format guvernul ăsta? Păi, are și domnul Iohannis o vină. Nu, cine a format guvernul, nu Parlamentul României? PSD la... Păi Parlamentul nu a fost ales domnul Coarnă democratic de popor? Păi... Trebuie eu acum. Avem, păi atâta timp, dacă nu m-ați lăsat să termin fraza cu acele organizații criminale, metaforic vorbind, votul ăsta pe liste și pe liste la intră numai cine vrea Dragnea și cine mai sunt 4-5 care fac listele alea, intră accidente din asta, accidente metaforic. Oameni care nu înțeleg lucruri decât interese personale. Guvernul României ales democratic? Guvernul nu,
Parlamentul ales. Guvernul este... Pardon, Parlamentul. Da. Și Parlamentul a dat un guvern. Cum să fie guvernul? Bine. Am înțeles perfect ce spuneți dumneavoastră și aveți și dreptate. Problema de fond este că, repet, mergem la domnul Cataramă și spunea foarte bine și înțeleg ceea ce spunea dumnealui, că de cele mai multe ori aceste organizații care se numesc partide politice ai au alte iată-mă, interese. Iată-mă, iată-mă, decât ai un cu domnul Cataramă în mod special? Nu am deloc, credeți-mă. O dată în viața mea l-am văzut pe omul ăla, n-am nicio treabă, credeți-mă. Mi-e plac prieteșugurile, dar asumate. Nu am, cred, sincer nu am. Dar mi-ați dat să citesc sursa. Nu am niciun... Nu, dar să știi că plecarea lui Cataramă din PNL este un semnal de alarmă. Ascultă-mă, acum, dacă tot ai deschis de asta. Este un semnal de alarmă pentru PNL? Nu am niciun. Pentru că este unul dintre fondatorii. Nici nu știu dacă a plecat, credeți-mă. Nici nu știu dacă a plecat. Bine. Ce spun eu acum? A plecat, domnule, l-au dat afară. Foarte rău, foarte bine. Da, ok. Mă rog, domnul Dragnea. Dar mai puțin, dar dacă domnul Iohannis avea informația de accidentul ăsta pe doamna Viorica Dăncilă, nu dumnealui a investit-o cu sarcina asta constituțională? Păi n-avea ce să facă, mă. E, n-avea ce să facă? I-am auzit pe o grămadă de înțelepci, hashtag rezist și de-aștia. Domne, eu sunt foarte supărat, rezist, hashtag rezist, supărat, fleașcă, pe Iohannis, că i-a dat mandatul Dăncilă. Păi cui să-i dea mandat de când din moment ce alianța PSD-ALDE a câștigat alegerile? Vă mai dau un exemplu de accident. Băi, mai dau un exemplu. Eu am înțeles cum e și cu venirea opoziției la guvernare. Băi, dar nu vrei să vii la guvernare pe votul poporului? E adevărat, păi de-aia v-am spus. Adică să privim și... bune. Am zis să privim și ce punem în loc. Eu am început emisiunea cu afirmația asta. Nu știu. Dar mergem altfel. Și cu asta o să închid. Că o să vedea și domnul Dragnea să comenteze. Legea 153, care este profund neconstituțională din 2017, salarizarea din sistemul public. Eu personal am înaintat materiale domnului președinte Iohannis, care putea și avea obligația constituțională să facă o sesizare la curte sau să o mai ducă o dată spre reexaminare. Nu a fost lucrul ăsta, apropo de accidente. Dumnealui, ce fel de accident este? Întreb. Dacă hai să-l ascultăm și pe Sorin. Scoate-i, te rog eu frumos, pe cei doi. Sunt minunați, Teddy, eu ți-nțeleg opțiunea sufletească pentru doamna pentru acea pereche. Dar am obosit să-i văd. Cadrul ăla știu pe de rost, dacă vrei ți-l desenez. Eu care n-am talent la desen. Lasă imagini de la Strasburg. Lasă imagini cu domnul președinte, care acum un sfert de oră ne-a întrerupt emisia. Uitați acolo subiect. 10 august a devenit ziua ziua. E problemă de fond, dacă vreți. Păi eu am scris cu mâna mea, mă, ce scrie pe banda galbenă. Lasă banda galbenă. Așa și nu e adevărat? Ba da. 10 august a fost problemă de fond în Parlamentul European. Păi a fost problemă de fond și în România 10 august, pentru că a încercat să ne arate că se poate guverna cu bățul, cu bastonul și cu gazele. Ce nu înțelegeți? Păi da, mă, eu acum, dacă tot ai deschis subiectul ăsta, nu vrei să-mi spui ce a făcut jandarmeria în 10 august? Păi nu jandarmeria. Ba da. Trei oameni din jandarmerie. Nu e adevărat, mă. Nu e mitică, mitică. Nu e așa. Eu respect jandarmeria și crede-mă că de vremea generalului Bunoaica, ascultă-mă, mitică, de pe vremea lui care o plătește, părerea mea. E vorba de șefii jandarmeriei, vorbim de Cucoș, de Sindile, de Paraschiv, de Cazan. Deci băiatul ăla înalt când a apărut, până să aflu că e Paraschiv, am crezut că e fugit la spital de nebun. Bă, când Ceaușescu a dat ordin armatei să tragă în ăia la Timișoara și la Sibiu, în necăjiția aia, Dumnezeu să-i odinească. Așa. Armata a executat ordinul, da? Nu tot. Sau ăia care au executat s-au dus la pușcărie. Da, nu s-au dus toți. Ba, s-au dus la o grămadă Sibiu, la pușcărie. La Sibiu, Dragomir, care i-a... Dar n-ar trebui, care au executat ordinele în 10 august să fie acum legați? Da, legați, să fie cercetați. Mă, legați, nu știu, pericol public. Să fie cercetați, da, pericol public. În opinia mea, da. În niciun caz să nu mai fie la comandă. Da, una instituție unde putem zice ca jandarmerie. Eu mi-am pus toată conducerea jandarmeriei în cap prin faptul că am încercat să spun adevărul. Apropo, aveți pe ecran... Ați văzut dumneavoastră... Stai să spunem ce văd oamenii. Aveți pe ecran tot ce ne-a cerut astăzi mai grav și mai ferm prin MCV Europa. Citiți? În 10 august ați văzut sau în alte intervenții ale jandarmeriei comandantul îmbrăcat altfel decât subordonații? Nu, domnule. Deci eu pe băiatul ăla când l-am văzut până să aflu că e Paraschiv, am crezut că e fugit la spital de nebuni. Bă, să-l caute cineva, să-l bage până închis pe ăla. Ascultă-mă. Dar cum făcea? Cum? Ce era? Eu știu foarte bine. Făcea semne și semnale ce cu care comanda de la nici distanță. Nici el nu înțelege ce făcea. Mintea nu știu. Lui era... Nu știu. Făcea bine. Pentru Sorin, presa asta. Sorin. Și te nebuni. M-aș întoarce un pic la declarațiile Sorin, spune-mi cum se pare accident al democrației guvernul Dăncilă spusele președintelui României. Nu-mi permis să spun că domnul președinte câteodată se exprimă, are ceva în cap, dar se exprimă un pic diferit față de înțelesul popular în limba română. Am făcut un... Încercam și m-am dus așa un pic până prin mai 1990 și cred că doar atunci un președinte ales al Republicii a investit un premier mai repede decât a făcut-o Klaus Iohannis cu Viorica Dăncilă. Cred că e vorba doar de Ion Iliescu cu Petre Roman. Niciunul n-a scurtat distanța din momentul în care i s-a făcut propunerea până la... Asta e persoana în care eu am încredere pentru funcția de premier.
Este adevărat că nu putea să facă altceva. Este adevărat că nici nu ne mai dorim. Eu nu am fost stătul până în gât de președinte jucător. Tu ai uitat istoria, tată? A fost Grindeanu, păi, care a fost dat jos de caz unic în istoria. Să facem o emisiune cinstită. Dom'le, o emisiune proastă, o emisiune dar o emisiune cinstită. Păi când tu vii prima oară în istoria țării astea, Sorine, și îți dai jos propriul guvern pus de tine, PSD, ALDE, pe urmă îl dai jos pe Grindeanu, îl pui pe Tudose, tu l-aduci de mână, tu, Dragnea, l-aduci de mână. După 6 luni îl razi și pe ăla. Păi mă, mâncați aș gura. Eu te întreb pe tine, tu dacă ai președinte României, în afară de faptul că te uitai la ei ca la niște maimuțe, cum bine zicea Ciuțuianu, bă, niște maimuțe. Păi da. Și ce? Un partid de maimuțe să merte PSD-ul, nu toți, ca să nu merg la tribunal cu ei. Unii sunt doar maimuțoi. Dar ce partid și ce unii guvernare... Unii sunt doar maimuțoi, nu-s maimuțe. Și a venit cu Dăncilă, ce trebuie să-i spună? Bă, nu ți-o investesc pe Dăncilă. Păi, știi care era Dragnea argumentul? Nu trebuie să-i spună nimic. Dar ce trebuie să-i spună? Cred că nu pute... Din punctul meu de vedere, nu avea o altă scăpare. Așa. Dar ca... pentru cetățenii care l-au trimis la doar ca să-i prostească un pic pe român să se împiedice. Nu, domne. Știi bancul ăla cu găina? Nu. Băi, știi bancul cu găina? Domne, găina fugea de cocoș, cocoșul grămadă pe ea și se gândea găina. Bă, dacă stau, zice că scurvă. Dacă fug, sunt chiar o proastă. Ia să fug eu 2-3 pas să mă împiedic. Domne. Așa și cu... Pe bune? Domne, ce trebuie să facă cu Dăncilă când a venit Dragnea cu Dăncilă? Ce trebuie să facă? Președintele Iohannis, da? Nu președintele Iohannis, eu cred că poporul român era condamnat din momentul acela așa în care Dragnea s-a dus cu Dăncilă de mână la Cotroceni. Poporul român era condamnat să o aibă premier pe doamna Dăncilă. Dar președintele Iohannis, pentru cei care l-au votat, eu cred că trebuia să le transmită cel puțin următorul mesaj. De parte de mine, gândul că aș fi un bun consilier, cu atât mai puțin pentru președintele Republicii. Teddy, dar... te rog frumos, oprește asta pe ecran. Oprește un pic. Imediat, în 10 secunde. Nu, oprește-mă ce scrie acum. Mersi. Dar... stai așa. În acea seară, dacă n-ar fi spus președintele Republicii, cu același cal cu care ne-a comunicat și în seara aceasta, am constatat că partidele de opoziție nu pot face, nu se poate constitui o altă majoritate ca să pot ține cont de o altă propunere. Da. Da? Ca atare, l-am întrebat pe domnul Dragnea, domne, altă propunere chiar n-aveți? Nu. Și cum domnul Dragnea mi-a spus, nu? Constituția mă împinge la lucrul acesta. Domnul jurist. Domne, dar când spunea lucrul acesta, l-am întrebat pe Dragnea, domne, chiar n-a... Băi, deci tu ești cam bacul cu găina, bă, trebuia să împiedice un pic. Să nu... Da, trebuia să se împiedice un pic, dar tot acolo ajungeam. Vă rog frumos, lasă pe ecran aia, Teddy, te rog eu. Oameni buni, uitați-vă. Nu pe ecran la mine, lasă-o pe ecranul mare. Deci, fiți atenți. Uitați-vă puțin pe ecran. Nu, mă, pe ecranul mare, de rang înalt. Nu se citește nimic, bă, Teddy. Păi inegală dă-o. Stați un pic, stimați telespectatori. Abia acum puteți citi. Deci, uitați-vă un pic. Am oprit acest lucru ca să-l întreb pe Coarnă, da, care este jurist. Ce înseamnă recomandarea pe care o văd românii în emisiunea noastră? Românii se cere de la Strasburg, în mod imperiu. Ascultă-mă! Am înțeles! Să suspende de îndată toate procedurile de numire și de demitere a procurorilor de rang înalt. Atenție! Procurorilor de rang înalt în România sunt Procurorul General al Republicii, Dicos și DNA, șeful DNA-ului, Laura Codruța Căveși a fost demisă. Atenție! Atunci eu îl întreb pe MCV și pe Bruxelles. Bă, Bruxelles, păi de ce ați dat interdicția asta acum când e vorba de laser și n-ați dat-o când a fost vorba de Chioveși? Una, prima întrebare. Și a doua, cine stabilește, salvați telefonul lui Coarnă că și-a vărsat paharul de apă pe el. Mamă, repede, dă-i un pic de hârtie. Și al doilea, cine decide procurorul general al unei țări membre UE? Asta e întrebare pentru Sorin Dragnea și pentru voi acasă. Cine decide procurorul general al unei țări membre UE? Pentru că la noi procedura pare a fi legală. Dacă nu e legală, suntem într-o poveste cu haiduci. Doia de dau un cap la boieri și dau bani la țărani. Deci, dacă România este codru cu haiducie, să ne spună cineva. Cu această întrebare către Sorin Dragnea și către Dumitru Coarnă, luăm 2-3 minute de publicitate. Sunați-vă, prietenii, vecinii și rudele, merită deschidem telefoanele pentru voi peste puține 10 de secunde.